Bună, dragii mei! Bine v-am găsit! Bună, bună! Astăzi este 1 iunie, este ziua copilului. Spunem la mulți ani lui Miriam și tuturor copiilor și copiilor voștri, nepoților voștri și vouă, pentru că, până la urmă, indiferent de vârstă, cu toții avem suflet de copil și undeva în adâncul inimii rămânem pentru totdeauna copii. Eu sunt copil! Și eu! Miriam, ești? Cu noi! Mm-hmm. Așa că la mulți ani, copii. Din păcate, videoclipul acesta nu știu dacă îl vom reuși să-l postăm astăzi. Dacă nu, mâine cel târziu va fi postat. Am ieșit în oraș, am ieșit cu Miriam la plimbare. Acum suntem în stația de tramvai. Așteptăm tramvaiul și mergem să vedem. Mergem pe la mall, o scoatem în oraș. Poate vor fi niște activități speciale făcute de către primărie pentru copii. Încă nu știm, dar vom vedea, așa că bineînțeles că vă luăm cu noi. Haideți! Haideți cu noi, copii! Haideți cu noi! Da, priviți, dragii mei, că încet, încet am ajuns la primărie. Suntem în fața primăriei și se pare că da, organizează, au organizat ceva și pentru copii. Miri, ești bucuroasă? Așa că o să mergem într-acolo. Merem într-acolo, merge. Uite ce frumos arată primăria noastră. Din păcate o să se audă muzică. Se pare că este o scenă pentru copii. Am înțeles că diseară se va ține aici un concert. Iuliana Beregoi va cânta, dar asta undeva la 6-7 seara. Acum nu e nimic decât o scenă și probabil vor fi ceva reprezentanții de dans și așa mai departe, dar nu știm exact. Da, o să urce ceva copii pe scenă cu reprezentații. Departe, o să ne îndreptăm ușor spre mall, că aici nu prea avem ce face. Nu au fost mari activități pentru copii, din păcate. Și Miriam vrea să mergem unde, Miri? Vrea să mergem la mall. Și poate... așteptăm tramvaiul. Unde am rar tramvaile astăzi. Da. Acolo și așteptăm. Mergem spre mall, poate își găsește Miriam ceva hăinuțe. Ne plimbăm pe acolo. Se mai joacă. Poate bem ceva. Deci ne vedem la mall, nu, Miri? Haideți! Am ajuns la mall. Miri, ești bucuroasă? Haideți cu noi! Hai să mergem la mall. Dragilor! Haideți! Să vedem ce își găsește Miri pe aici. Am intrat în mall. Nu știu dacă aici s-a organizat sau nu ceva pentru copii. O să vedem. Ba, uite Miriam. Wild vest, vestul sălbatic, vezi? Pentru copii, iubita. Hai să vedem ce e pe aici. Uite pe afiș. Bună. Ne spui despre ce este vorba mai exact? Da, este copii, vestul sălbatic. Ok. Eu mai, intru mai multe grup și...
despre pe. A, ce drăguț, super! Înțeles. Vrei, Miriam? Bine, Miriam, doamne, Miriam. Da, păi, uite, nu avem mult de stat la rând. Hai să stăm. Hai să vedem. Ce drăguț, i-am menajat. Mulțumim mult. Ce drăguț. Oh, foarte tare. Miriam, vrei? Uite, o să te îmbraci în din alea. Super tare. Ai văzut? Știi ce e vestul sălbatic? Hm? Să spună tati ce e vestul sălbatic, el e expert. Vestul sălbatic. Cu tati mergi. Cu vine tu, cu filmele astea, o să nu, toți putem să mergem. Un tur acolo până ți arată și ți explică lucruri. Tati mai curios ca tine, Miriam. Așa e, tati. Vreau să vă spun că asta e pasiunea lui, de mic copil îi plăceau filmele western. Și așa mai departe, deci de asta zic. Miri, îți place? Da. Că stăm la rând, se pare că durează ceva, dar să vedem, poate se merită. E o idee drăguță, organizată și ar fi păcat să o ratăm. Eu mă mai duc să filmez și încoace, vata. Știți cât de fain arată așa aici. Mina de aur. Am zis că vă filmez așa și pe din afară. Wow, ce drăguț! Foarte tare! Westland! Ce tare! Exact, seamănă puțin cu expoziția din Dubai, bineînțeles că aia a fost mult mai mare, despre America de Sud. Deci mergem acolo să stăm la rând. Miriam a primit și un balon. Îți place balonașul, Miri? Ce drăguță ești. Din păcate, Miriam a văzut mulți copii pictați pe față și nu mai vrea să aștepte aici. Timpul de așteptare e foarte lung. Și mergem să o pictăm. Dacă mai reușim să intrăm după, bine, dacă nu, nu. Hai să mergem să vedem unde se poate picta pe față. Hai, Miri. Acolo în față, Miriam, în capăt, am înțeles. Wow, uite, tati, poți să-ți faci poze acolo. Vezi? Uite-te. Îți faci poze acolo. Ce tare. Miri, vrei poze acolo? Ia să vedem. Wow, Miri, scoate și mânuțele. Nu poți, că ai balon. Hai să vedem. Ia să te vedem, iubita. Cam horror poza. Așa era la închisoare, în vestul sălbatic. Jail. Wow, du-te acolo să fii căutată, wanted. Aici vreau. Nu, și acolo poți. Wow, ce tare. De acolo, la wanted. Priviți-o pe Miri. Scoate capul afară, iubita. Scoate capul afară, așa. Ce tare, e căutată. Doamne ferește. Mergem în continuare să o picteze pe Miriam. Aici pictează copii. Și aici trebuie să așteptăm. Asta e 1 iunie, e multă lume, mulți copii. Și peste tot trebuie să așteptăm. Vedeți ce frumos pictează. Să mergem la rând. Miriam se pune la rând. Deci te-ai hotărât ce pictură vrei să-ți faci, Miri? Nu știu încă, nu te-ai hotărât. Ne hotărâm. Continuare, așteptăm aici la rând. Sunt mulți copii înaintea noastră. Miri încă nu s-a hotărât ce desen vrea. Oricum mai are timp, cred că mai durează vreo oră pe aici. Iară stăm la rând, cine știe dacă apucăm să facem. Cred că ne se trece și mergem în altă. Nu.
Nu, mi-e degrab pe tata. Da. Asta e aici la rând, în spate la petit. În continuare, așteptăm la rând. Miriam e acolo, așteaptă la rând să fie pictată, după cum vedeți. Mai este un copil în fața ei, după care urmează Miriam. Sunt tare curioasă ce model o să aleagă Miriam. O să vedem. Da, tati e pe aici, așteaptă și el. Perioada de așteptare e lungă, dar sperăm noi să merite, pentru că e bucuria copiilor și dacă ei sunt bucuroși, suntem și noi. Ia priviți, acum urmează Miriam. Să vedem ce model va alege. Sunt tare curioasă. Ce model alege Miriam? Foarte drăguț. Sunt și cadouri aici pentru copii, baloane. Și a început să o picteze și pe Miri. A ales culoarea roz, iubita. E destul de multă lume în continuare. Și acum așteptăm să o picteze pe Miri. Ia priviți, machiajul lui Miriam începe să aibă contur. Ce drăguț! Cred că a ales fluturaș, dacă nu mă înșel, să vedem. Fluturaș sau pisicuță? Cred că e fluture. Da. Pictura lui Miriam prinde contur. Cred că va ieși ceva super, super drăguț. Scrieți-ne în comentarii dacă și vouă vă place. Miriam este gata, a primit și cadouaș. Hai să vedem pe unde iese. Cum ești? Ia să-ți vedem pictura. Wow! Ce flutura superb! Bravo, Miri! Îți place? Hai să mergem în continuare. Deci Miriam a așteptat așteptarea, a meritat? Bravo! Mai uită-te spre mine, iubita. Așa, wow. Mai mamă de așa. Da, da. Cum urcăm sus, ia priviți-o pe Miri. A luat-o în față. Și mergem prin magazine să vedem dacă îi găsim ceva hăinuțe. Mergem în continuare, Miri. Cum ești, iubita? Fericită? Bravo, așa trebuie să fii tot timpul. Mi-am pictat de pe față de la vreo 4 ani. Wow, mă, nu vezi? Hai să intrăm aici la Pepco și după aia mergem și la H&M. Da. Hai să vedem. Da? Bravo, la Big Ben în Londra. Da. Haideți, haideți la Pepco. Am privit-o pe Miriam. Intrăm la Pepco. Să-i luăm la Pepco, să vedem. Poate găsim ceva cadou așa la Miri. Miriam vrea niște șosetuțe. Vedem de care. Ți-ai luat? Așa. Arată-ne. Așa. Și așa. Astea cu mov, iubita, sunt mai drăguțe. Okay. Nu. Ți-ai luat alea? Da, mie îmi plac. Ce mărime sunt pe alea? 35-38. Sunt bune, tati. Na, hai, le luăm pe acelea. Să mai mergem. Uite, Miri, nu vrei dres de baie, mă.
priviți, Miri și alege minge. Să vedem care. Uite, este cu patrula. Nu, am crezut că e patrula cățelușului. Asta e cu patrula. Da? Wow! Care îți place ție, iubita? Mini, patrula cățelușilor. Hai să le arătăm. Care îi spui? Wow, tu știi, iubita. Amândouă sunt frumoase. Ok. Ai luat-o pe Mini? Asta cu ce-i? Ia să vedem. Arată-o. E la fel. Vă iau asta. Asta cu Mini. Bun. Am luat minge cu Mini. Haideți. Deci am luat la Miri minge, șosetuțe, nu? Merge mingea. Să vedem dacă mai găsim ceva. Hai să mergem. Wow, cu Mini, bravo! Poze, foto, fan. Intrăm și la New Yorker. Să vedem ce găsim pe aici. Vedem. Ce drăguțe tricoloase. Unul de tricouri. Sunt foarte groase, din păcate. Mai arăt pe aici. Cam grăsuțe hainele pentru vară, totuși. Ne mai uităm pe aici. Vine la pantalon. Dar și ăștia par groși. Parcă e material fain, ia să vedem. Uităm pe aici prin magazină cu Miri, dar n-am găsit nimic pe aici. Am intrat așa doar să ne uităm. Drăguțe spoșetuțele. Mergem în continuare, ieșim din magazin. Nu am găsit nimic. Mai ne plimbăm pe aici. Hai, Miri! Mergem în continuare. Miriam e bucuroasă. Intrăm și la H&M. O să vedem dacă își găsește Miri ceva. Miriam se uită la hainuțe. Astea sunt micuțe de tine, iubita. Trebuie să găsești mărimi mari. Uite, încolo, probabil. Uităm pe aici. Nu și-a găsit Miriam aproape nimic. Da, intrăm așa să vedem și dacă e să-și găsească ceva, o să-și ia. Ba, ăsta e așa ne, mami. În Siena ai fost și ăla era mai mare. O să mergem și acolo, confunzi magazinele, iubita, știi? Hai să mergem la Siena. Mergem în continuare. Și tati e aici, dar nu știu de ce tati stă în spate. Nu-l putem filma, e mereu în spatele meu. Da. Ne uităm pe aici. Ia priviți ce rochii frumoase, dragii mei. Ce ziceți? Vă place? Foarte tare, foarte interesant. Mergem în continuare. Hai, Miri. Intrăm la Siena în față. Intrăm la Siena. Să vedem. Vedem pe aici. Se uită la tricou. Wow, e fain tricou ăsta, chiar e fain. Arată-l. Wow, super tare! Îți place? Hai! Uite, ăsta cu ăștia scurți. Împreună, vezi? Merge așa.
Sau cu ăștia pe albastru, ăla alb cu ăștia pe albastru, Miri. Uau, ce drăguț, vezi? Hai să vedem. Uite, este și așa. Este pe verde. Care îți place? Rămâne o variantă, nu? Hai să mai uităm. Ia priviți-o pe Miri în continuare să uită la hăinuțe. Ce tricouțe ai găsit, Miri? N-am găsit la Siena pe placul lui Miri. Nu vrem neapărat, dar dacă îi găsește ceva să și îi placă, îi luăm, da? Nu i-a plăcut ceva foarte tare până acum, așa că ne mai uităm. De Rocky. Uităm și pe aici. Caută și ce-ți place, iubita. Ce-ți de adult. Drăguț, uite, cu Barbie. Uităm pe aici. Vedem dacă își găsește Miri ceva. Azi pijamale, cred că Miri. De rochiță. Mai mergem? Hai să vedem. Am ieșit. Nu vii deja omigită, iubita mea, că o să mai mergem și altă dată în magazine. Cam sus. Hăinuțe nu prea și-a găsit Miriam pe placul ei. Adevărul că nu prea sunt așa foarte multe de vară, lejere, comode. Cum o să vede. Probabil că încă mai vor să vindă din sezonul trecut, că abia e început de vară. Și nu au scos toate hainele de vară. Miri, bineînțeles, și la joacă cu Miriam. Asta aici. Hai să vedem pe cardul. A început, Miri. Acolo jos trebuie să fie. Uită-te la tine, tati, jos. A privit să joacă Miriam cu tati. Hai, Miri. Ce dă Miriam de tare. Hai, Miri. Acest lucru e o bucurie, joaca asta pentru copii, așa că o lăsăm să se bucure, să se joace cu tati. Wow! Egalitate, dragii mei! Bravo, Miri! 4-3 pentru Miriam! 5-3! Bravo, Miri! Oh, 5-4, Miri. Hai să vedem. Egalitate din nou, 5-5. Ia să vedem cine câștigă. Hai, Miri.
6-5, Miri, ce faci, iubita? 6-6, bravo, Miri! S-a enervat, Miri! Hai să vedem punctul decisiv! Hai, Miri! 7-6! Mai este? Nu știu la cât se termină, când se termină asta. 8-6! Bratare, out! Punct pentru Miriam! 8-7! 8-8! Ai egalat Miri! Bravo, Miri! Ce frumos, nu? Hai, Miri, hai! Aproape, 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 dragii mei! 9-8! Ia să vedem cine câștigă, cine ajunge la 10 primul. Hai, Miri! Ce ziceți? Cine câștigă? Scrieți în comentarii. Este 9-8 pentru tati în acest moment. Jocul este foarte strâns. Mă simt ca un comentator sportiv aici pe margini. Ultimul punct, punctul decisiv. Hai, Miriam! Hai, ultimul punct, Miriam! Woo! Egalitate! 9-9. Și jocul s-a terminat cu egalitate. Miri, ai terminat la egalitate? Nu! Egalitate, da! Acum vrea să dea și cu pumnul, ia priviți. Trebuie să faci cardul prima, ca să coboare în jos. Acolo, da? Și trebuie să apeși butonul de start, Miri. Miri! Hai, și acum trebuie să dovești. N-ai prins bine de data asta. Ia să vedem. 300, hai încă o dată. Dan, te mai lasă să dai? Nu știu dacă te mai lasă. Hai că te mai lasă. Dar nu o prins bine pentru că îți iei prea mult avânt. Hai că totuși e bine, uite, 403. Deci am plecat de la joc, dragii mei. Și acum mergem să mâncăm. Haideți cu noi. Miriam vrea să mănânce ceva. Așa că o să mergem să-i luăm ceva de mâncare. Da, hai să mergem și la baie. Dar facem o comandă și apoi, că durează. Mamă, câtă lume. Miriam, aici e multă lume. Deci acum luăm ceva de mâncare. Să vedem ce vrea Miri. Comandăm de mâncare, după care revenim. Am făcut comanda și acum hai să luăm pe toate. Și acum trebuie să așteptăm. Hai, Miri. Miri, ești fericită? Deja comandat ceva de la KFC, că de aici îi place. Tati, tu ce ne mai zici? O să stăm afară pe terasă. Da, acolo e terasa afară și o să ieșim acolo și mă mânc acolo. I-am luat și ceva de băut la Miri și de mâncat. Și acum trebuie să așteptăm comanda. Mei, am primit comanda. Am luat și de băut și de mâncare. Am venit aici afară, la terasă, unde avem o priveliște frumoasă. Nu, Miri? Da. Mai să iau și eu loc. Și, Miri, îți place aici? Unde mergi, iubita? A, să bui gunoi, bravo. Tati, tu? Niște torte frumoase, pânt frumos, puțin bate vânt părătoare, dar e foarte plăcut. Da. Mie îmi și-a luat meniu, cartofior, burger, ceva de băut. Poftă bună, Miriam! Și nouă. Deci o să mâncăm și după aceea o să revenim, da? Miri, ești bucuroasă? Da.
noi am terminat aici. Tata e aici, Miriam, o vedeți acolo în spate, duce tăbița. Am terminat aici și ușor, ușor ne îndreptăm spre casă pentru că începe să bate vântul, poate vine și ploaia. Miriam, cum a fost? Ți-a plăcut? Da. Și-a luat minge, și-a luat șosetuțe, s-a pictat pe față, s-a plimbat prin magazine, hăinuțe nu și-a găsit de data asta, dar cine știe, poate data viitoare, nu Miriam? Și noi ne-am simțit bine alături de ea. Sperăm că și voi v-ați simțit bine alături de noi. De aceea vă invităm să apăsați butonul de like, să lăsați părerea dumneavoastră în comentarii, ca de fiecare dată, și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Acum o să o las și pe Miri și pe tata să-și alea revedere de la voi. Eu vă pup și vă spun pa, pa! Ne luăm la revedere de la dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost cu noi de Ziua Copilului, noi ne simțim și la anii aceștia copii, exact. Sper că și dumneavoastră cu sufletul sunteți copii. Deci vă pupăm și vă spunem la mulți ani de 1 iunie! La mulți ani, copii! La mulți ani, Miri! Vă pupăm, pa, pa!